Rare subliniere Bogdan anunca apocalipsa în guvern, trei oameni cheie ar fi de-abia afară, Dragnea împinge partidul spre prăpastie. Se anuncă adevărat apocalips în guvernul Viorica Dencil. Jurnalistul Rare subliniere Bogdan vine cu informații incredibile din interiorul PSD. Acesta susține ce Mihai Fifor, Rovana Plumb subliniere Eugen Teodorovici vor fi remaniați cât de curând. Într-o postare virulent pe Facebook, Rare subliniere Bogdan nu-l iart nici pe Liviu Dragnea despre care spune ce va distruge Partidul Social Democrat, PSD. Două puncte, tot mai singur, tot mai dictator. După ce i-a îndepărtat pe Grindeanu, Iosep, Ștefan, Andronescu, ce? Ștefanescu, ce? Radulescu, fe? Stroie, Tutuian, Banicioiu, Laufer, Badalau a venit se pare si randul altor trei reprezentanti de frunte Aps Dragnea sa fie îndepărtat în curând din guvernul Dancila / Dragnea. Zilele ministrului apărării, a ministrului fondurilor europene si a ministrului finantelor publice sunt numărate. Fifor, Plumb și Teodorovici vor fi îndepărtați din guvern în foarte scurt timp. Dragnea continua siluirea PSD și acolo tacerea e de aur curat. Dragnea a ajuns un partid de slugi, lingai și de indivizi terifiati de frica. Incompetenti. Sfertodoptisi clica sudului rosu împinge partidul lui Iliescu / Nastase / Oana / Ponta spre prăpastie. Pese. Nu spun că erau, din contra, doar observ si eu ca omul, a scris Rare subliniere Bogdan.